Portarul Universității a scos în primul sfert de oră la meciului cu Știința Bacău 3 aruncări de la 7 metri și alte câteva situații de 1 contra 1. Până la sfârșitul partidei, golkeeperul sucevean și-a trecut în cont numai puțin de 17 intervenții reușite. Prale a fost tot timpul un lider și Bibirig este un lider și Bursu Cristian devine un lider pe măsură ce trece timpul. Extremele, cei care au jucat la fel de bine au jucat și ei și după victorie e dulce situația și poți să spui orice de genul ăsta. Dar eu vreau să mă abțin și să spun doar atât. Am făcut datoria, am jucat bine cu toți pe ambele faze ale jocului și în atac și în apărare și cred că am gestionat bine jocul raportat la tabelă și la scor. În ceea ce privește ofensiva, cel mai bun marcator al Universității în meciul cu Știința a fost Adimitrea. Extrema stânga a sucevenilor a reușit să înscrie 7 goluri în disputa cu trupa lui Armanu și Bursuc.